Mâncare deja? Tu nu vezi că e noapte? O să vedeți ce drăguț se vede umbra pe dulap. Aha, zi bună dimineața. Bună dimineața, am zis. Se începe deja un pic mai bine. Ce-ai primit acolo, Kitty? Hei, Kitty! Ce-ai primit? Gift. Am avut și anul trecut de la aceeași firmă și am Gift Solutions pachet cadou. Mulțumesc celor care mi-au trimis. L-am dezboxat și anul trecut. Coșulețul este foarte, foarte drăguț. L-am păstrat pentru picnic. O să vi-l arăt imediat că l-am în dulap, dar la picnic să știți că n-am ajuns. Sunt curioasă ce avem aici, dar facem cafea și ne uităm imediat. Crăciunița mea de la birou nu o duce prea bine, în sensul în care în fiecare zi găsesc aici frunze și flori căzute. Și uite, am așa, iată. Și m-aș bucura foarte mult, pentru că sunt convinsă că printre voi sunt persoane care știu ce greșesc și ce aș putea să fac mai bine, să-mi scrieți și mie cum pot să o salvez, drăguța de ea. Avem și o pisică aici. Zi, pisică! Mi-au și pantalonii mei cu așa. Am muncit în pijamale o bucățică, mă duc să-mi fac cafeaua. Vă iau cu mine. Hai! Hai la masă! La masă, am zis! Haide, haide, tu prima! Hai, mă! Haide! Lead the way! Lead the way! Lead the way! Aici, Kitty o ia pe după perdea. Aici am uscătorul. Am spălat șosetele de la Sabina, pijamaua de Crăciun. Și avem aici o pisicuță. Ce faci, Kitty, acolo? Te ia somnul? Ieri am schimbat lenjeria, dar nu v-am mai povestit. Am pus-o pe aceea de la Ikea de toamnă, că de Crăciun n-am reușit să mai găsesc. N-ați vrut să mă ajutați pe mine și pe mine și să-mi spuneți unde găsesc. Ce faci, Kitty, acolo? Hello! Hey, Kitty, te-am găsit. Haide! Măcar n-am mai... desfăcut pungile de cumpărături, mi-am luat cafea că nu mai aveam și vin din aceasta de la Budureasca, e frumos la crama Budureasca și asta. Asta este instalația de care vă povesteam în clipul de ieri, dar o să o încerc mai târziu. Sper și pe ea și să... Deocamdată suntem la cafea, vinul și instalația mai târziu. Haideți la cafele, îmi pregătisem ceașca, dar m-am dus să trimit un mail. Și azi la micul dejun am un kaki. Sunt în dormitor unde Kitty doarme ca o purcică și am avut neinspirația să o trezesc. M-am îmbrăcat cu lilan, nu mă vedeți la ochi, stați să vă apropii, sunt cu roz și la buze tot cu roz și sunt mega, mega încântată de rujul, de lip gloss-ul pe care l-am astăzi. Este din calendarul advent de la Catrice. E primul produs pe care îl folosesc din calendarele advent. O să-mi pun și șosete tot roz. Sunt pe lenjeria care are tot roz. Kitty! Ești roz? Ce părere ai despre roz? Și mă grăbesc să plec și o să vă povestesc de pe drum. Am stins instalațiile pentru că de urmează să plec. Stai să aprind un bec și să vă arăt minunea. Este din ala picant, care pișcă. L-am desfăcut zilele trecute, Volumizing Tint and Glow. Ciupește un pic, dar îmi place mult, mult, mult de tot. Îmi place și nuanța, îmi place și textura. Nu este lipicios deloc. Și e așa, nude spre roz. Ăsta era mult, mult mai mișto de vară, dar să știți că și de iarnă este foarte mișto. Ce faci, Kitty? Vrei să mănânci? Vine și Kitty sărăcuța, am trezit-o și urmează să plec și a ratat o masă. Și ce dacă suntem în 17 noiembrie? Astea sunt ghetele mele Puma, care sunt tot cu roz, asemenea, și au chestii cu mov. Avem de la L'Oreal Revitalift Filler.
1,5% Pure Hyaluronic Acid Anti-Wrinkle Serum. Și mai avem unul, Revitalift Laser Pure Retinol Deep Wrinkle Night Serum. Deci avem un ser de zi și un ser de noapte de la L'Oreal, pe care o să le folosesc diseară. Ăsta este cel de noapte, ce drăguț e ambalajul. Sunt foarte mulțumită, în general, de toate produsele de la L'Oreal. Astea sunt acolo de când a venit Moș Niculae, dar nu m-am încălțat cu ghetele să le-am scos. Și ăsta arată drăguț. Mulțumesc, Moș Niculae! Kitty, ce faci? Vrei? Stai că... Kitty, împăzește ghetele. Mai avem. Avem și bomboană. Aha, două. S-au transformat șlapii mei magici, s-au transformat în Adidas și magici. Mă foarte grăbesc pentru că la 1 am programare la pedicură, așa că fug. Și trebuie să ajung și la poștă să pun niște documente la casa de sănătate și la o firmă și vai de capul meu câte am de făcut. Dar o să le fac pe toate și o să mai vorbesc și cu voi din când în când. M-am întors de ceva vreme, am și mâncat, dar nu v-am arătat și ce. Am un pachetel de ăsta de China. Cred că am comandat ceva de pe Wish și am uitat între timp. Am reușit să recuperez și un colet pe care îl trimisesem în martie și s-a rătăcit că poșta română de... Nu mai știu ce am aici. Jesus! Hai că m-am cinecat. Vai de capul meu. Vai de capul meu, ce bucurie. Stați să beau ceva. Hai că m-am bucurat, dar nu s-a mai putut. Stați să-l desfac, îmi tremură mâinile de bucurie și de emoție. Ne-am comandat o husă de telefon, că tot îmi căutam. E comandată de mult, nu știu, de prin octombrie. Între timp mi-am luat-o pe asta și pe cea roșie pe care ați văzut-o mai devreme. Și asta îmi place foarte tare, dar asta... Hai că sunt... Deci atâta emoție, imită un aparat foto și da, îmi place mega, mega, mega. Vă place husa mea de telefon? Foarte, foarte, foarte tare. Abia aștept, o să o schimb imediat. Am aici instalația pe care am cumpărat-o ieri de la Auchan, cea despre care vă spuneam că mi-aș fi dorit să nu aibă deloc albastru, pe care vreau să o pun pe peretele acesta, da. Atenție, cad chestii și o să o desfac și pe ea și am și cutia pe care am primit-o de dimineață și o să o desfac și pe ea și mai am încă o cutie și o să o desfac și pe ea. Mă temeam că o să fie cam scurtă, dar nu pare. Hai să o vedem cât este de albastră. Am aici o priză, da, nu este estetică, dar să știți că este foarte practică. De la voi nu se vede ca și când ar fi prea albastră, de la mine se vede, dar cred că pot să o tolerez, având în vedere că nu prea cred că pot să mai găsesc alte variante. Hai să văd cum fac să nu încurc. N-am mai avut instalație din aceasta de tip perdea. Și habar n-am cum funcționează, cum funcționează, mă rog, îmi imaginez, dar n-am mai montat, n-am mai desfăcut. Hai să văd, are niște dăștea mici, habar n-am cu ce aș putea să o prind. Hai să încerc să vă ridic un pic, am acolo o etajeră, o poliță și mai am încă una pe partea cealaltă. Și să nu sunt la același nivel, dar nu cred că o să le schimb. Așa a fost designul când le-am montat. Mă gândisem zilele trecute să o mut și pe cealaltă mai jos. Este cam sus. Ea, dar nu este ăsta
un moment potrivit ca să mă apuc de făcut, de dat găuri în pereți și de făcut praf prin casă. Toată lumea se pregătește de cozonaci și de astea și eu mă apuc de demolat pereți, no fucking way. Am zis că să încerc să nu încurc. O să încep de aici. Nu prea înțeleg cum sunt treburile astea. Cred că am luat-o deja încurcată. Vă spuneam și în clipul de ieri că era haos, dar haos, haos, da. Eu sunt sigură că ea a fost scoasă din cutie. Uitându-mă la ea în acest moment, mă gândesc, nu pot decât să mă gândesc că a fost scoasă din cutie și haosată. Pentru că pare haosată și n-am haosat-o eu. La ce era acolo raftul ăla, Dumnezeu cu mila. Da. Eu. Deci ăsta ar fi trebuit, așa ar fi trebuit să vină, cred. Cu toate astea prinse Frumușescu. Și ele nu sunt prinse Frumușescu. Sunt prinse Haosescu. Ok, a, sunt desfăcute. Deci ele au fost așa și au ajuns așa. Așa cum ziceam, mi-ar fi trebuit una de 2 metri. Dacă ar fi fost de 2 metri, ar fi ajuns să acopere toată suprafața. Nu știu ce o să fac cu asta, că sincer să fiu, nu știu dacă o să o păstrez. Clar, n-am nicio șansă să mai găsesc alta. Dar clar, nu e chiar ok faptul că jumătate de perete are instalație și jumătate nu. Iar eu de obicei filmez pe partea aia, nici nu știu. Poate să o mut așa mai spre stânga mea și să rămână în mijlocul cu instalație și partea din dreapta fără, habar nu am. Mă gândesc și vă anunț și pe voi ce am hotărât să fac. Nu arată deloc rău, dacă ar mai fi avut 50 de centimetri, ce bine ar fi fost. E un pic cam mult faptul că are aceste clipiri, dar da, cred că totuși o să rămână, o să o întind mai pe mijloc, o să o centrez cumva și o păstrez. Nu știu cât a costat, o să verific prețul, dar hai să desfacem la cutie. Le cutie, the box, gift, adică haideți să desfacem ca cadoul, ia să vedem, da? Scociul ăsta merge desfăcut așa foarte simplu. Și stupoare, avem carton. Avem carton și avem la fel ca anul trecut o cutie. Nu mai este cutia cea frumoasă pe care am avut-o anul trecut, dar hei, este o cutie drăguță, stați că trebuie să mă repliez. Așa arată. Foarte interesant. O jumătate din lucruri sunt la fel ca și anul trecut, că am aceste crostini pe care nu le-am mâncat. O să se bucure foarte tare Eva de aceste scoici de ciocolată. O să-l desfac, cred, o sticlă de vin, bombonici, chestii, am rupt-o, evident, și foșnesc ca toate alea. Ia să vedem dacă pot să fac așa ca să vedeți și voi ceva. Că ăsta era și scopul, dacă tot vă deranjez urechile cu poșnăitoarea asta, măcar să și vedeți. Hai! Aici avem funghi misti, confecțiuni. Astea sunt niște ciuperci. Am fost în orașul Alba, care este orașul trufelor albe. Se spune că este singurul oraș unde se produc trufele albe, singurul loc din lume. Erau foarte scumpe. Cei cu care care am fost au vrut să cumpere, dar ar fi fost o problemă că noi am stat mai multe zile și trufele alea trebuie ținute în apă, ținute la o temperatură controlată. E o istorie complexă și cu trufele. Avem acești biscuiți cantucini, ăștia vă spuneam că nu sunt preferința mea pentru că sunt foarte tari.
Excelente. Nociola e cereali. Astea sunt interesanțele. Niște bomboni din astea. O șampanie și aici avem un sos pesto a la genoveze. N-am fost la Genova, că nu ne-a mai ajuns timpul. Dar o să vedeți cât de curând și vlogurile din Italia și o să vedeți și pe unde am ajuns. Și ăștia, e turtă dulce, grande dolceria, turtă dulce, gingerbread and lechburn, vișine și cu vișine. N-am mai mâncat turtă dulce cu vișine ever, never, ever, ever, așa că hai să le vedem. Arată mai mult ca niște cornulețe decât ca și niște turtă dulce. Dar este turtă dulce. Gustul e de turtă dulce, aluatul evident este de turtă dulce. Foarte, foarte, foarte interesant. Dacă vedeți pe undeva chestiile astea și sunteți, vă place turta dulce, vă recomand. Foarte interesantă combinația, foarte interesantă, îmi place mult. Yay. Și avem cutia de la Pick & Dazzle. Am comandat-o mai de mult, e venită de ceva timp, dar n-am reușit să o desfac împreună cu voi. Arată foarte drăguț. Avem aici și un mesaj, Avant, not an ordinary beauty box, but a skin experience. Adică nu este o cutie de frumusețe obișnuită, ci o experiență pentru piele. Avem aici și prezentarea produselor, dar nu o să vă citesc chiar tot. Am comandat-o pentru că am văzut că are produse de la Avant, produse pe care le-am mai folosit și de care sunt foarte mulțumită. Știți că am un ten acneic cu probleme și nu prea tolerez multe produse. Astea, dacă le cumpăram separat, am 4 produse de îngrijire a pielei. Dacă le-aș fi cumpărat separat, aș fi ieșit cu mult mai scump. Și am primit și acest set de super pensule. Sunt mega drăguțe. O să le scot imediat să vedeți ce frumos arată codița asta sclipicioasă. Această codiță sclipicioasă, nu că n-aș fi avut eu destule pensule, dar sincer nu mi-am mai cumpărat de mult. Asta este pentru... și face și zgomoțel. Aici este... Ia. Auziți și voi, da? O să mă distrez cu ele. Asta pentru conturul ochilor, iarăși, mă încântă foarte tare. Hai să vedem. Nu cred că ne dau aici prea multe informații despre produsele despre pensule, dar hei, e un set de pensule și o să le folosesc după bunul meu plac, așa cum ieri am folosit rimelul pentru sprâncene pe gene. Cine știe ce greșeli o să fac și cu pensulicile astea, dar asta e, nu sunt make-up artist, mă descurc și eu cu ce am primit. Hai să vedem. Avem o cremă anti-îmbătrânire pentru zona ochilor. Cred că este una dintre cele mai mici. Nu. Încerc să le identific și eu. Hai să începem cu acest exfoliant. Avem un exfoliant cu trandafir pentru față de 50 de ml și scrie așa. Este îmbogățit cu ingrediente revoluționare pentru a ajuta pielea să pară mai fină și mai moale și are scopul de a ajuta ingredientele să pătrundă mai eficient cu 20% pe suprafața pielii. Exfoliantul combină ingredientele originale precum trandafirul și vitamina B5. Hai să vedem ce fel de exfoliant avem noi aici. Ăsta este sigilat, crema nu este sigilată pentru că am desigilat-o eu, evident, că n-am avut răbdare. Cred că și pe aia de ochi. Vine și asistenta mea. Poftim, Kitty, vino să mă ajuți în prezentarea acestor creme și acestor pensule, te rog frumos. Nu, jos, cam pantaloni negri, vino sus. Haide. Hello! Haide. Vrei și tu o pensulă de machiaj? Aceasta este consistența exfoliantului. Îmi place! Exfoliază, se simte, dar nu este foarte puternic. Stați să mut astfel încât să o vedeți pe asistentă, mai mult din asistentă, mai puțin din tripla de acolo, din colț, pe care, na, în colț o țin, în colț o folosesc, o mai vedeți și voi din când în când, o mai ascund eu, dar nu-mi iese de fiecare dată. Mai avem această cremă hidratantă de zi. Kitty a mâncat acum vreun sfert de oră niște carne, deci să nu vă închipuiți că este flămândă.
Așa, dar așteaptă să vadă dacă în toată cutia, în cutia cea mare, nu avem carne kitty, nu avem. Așa, Bio Ultra Fine Texture Day este îmbunătățit cu agenți calmanți și hidratanți care urmăresc să favorizeze un ten matifiat. E, iată, am nevoie de matifiere. Hidratantul combină ingrediente de bază ca Matrix Seal 3000, acid hialuronic și extract de caviar. Da, asta este, vă spuneam că este începută, am folosit-o deja un pic, o cunoșteam că am mai avut-o odată pe asta și pe gelul pentru ochi și mă gândeam, oscilasem dacă să mi le comand pe acestea sau pe cele de la Babor de Ebițel. Scuzați-mă, vă rog, o să am o mână puțin ocupată. Haideți să cească, draga de Kitty, să mergem mai departe la celelalte produse. Am mai filmat odată și s-a întrerupt. Nu știu ce am făcut, că m-am mutat pe aici cu cărnița pisicii și acum nu mai sunt sigilate. Sigiliile sunt pe aici, pe undeva. Upsi, nu le-ați văzut, nu mai contează. Avem crema de exfoliantul. Crema de față, pe care vă spuneam că am mai folosit-o, crema de zi, de fapt, un gel de ochi și o cremă de ochi. Cosmeticiana mea mi-a recomandat să folosesc pentru zona ochilor în doi pași, acești doi pași, gel și cremă. Și iată că și cei de la Avant îmi recomandă același lucru. Spune, Kitty, ce părere ai? Bună? Da. E ok? Tu ce folosești pentru zona ochilor? Carne? Evident, carne. Da, deci le avem pe cele două și abia aștept să le folosesc și cu siguranță o să revin cu impresii pentru că nu vreau să mă lungesc mai mult aici, acum și astăzi. PC, zi-mă, deci fiți atent, da, din farfurie nu mănâncă, dar din mâna mea mănâncă. Ce ziceți? Cum vi se pare? Hai să vedem. Ia din farfurie. Deci după ce îi dau din mână, după aceea mănâncă și din farfurie, dar până înainte să o hrănesc eu, evident că s-a uitat la ele, stați să vedem cum facem aici. Nu. Nu, deci din mână este cel mai bun, nu? Evident. Ce ziceți? Așa fac și pisicile voastre? Așa tare le-ați răsfățat cum am răsfățat-o eu pe Kitty? Kitty, ție ți se pare normal să ai acest comportament? Uite că te spun la toată lumea că nu mănânci din farfurie și că vrei să-ți țin eu în mână ca să mănânci. Așa mi-a făcut și dimineață și mi-e milă de ea că e bolnăvioară și nu poate să mănânce chiar orice. Boabe îi plăceau ei foarte tare și nu mai are, nici nu mai are voie, nici nu mai poate. Dar mă și enervează foarte tare răsfățul ăsta pentru că de multe ori trebuie să-i țin conserva sau conserva aia de pisici sau pateu, nu m-am mușcat, te rog, așa, în mână și nu-mi place feeling-ul ăla să țin pateu de pisici în mână, astfel încât prințesa aici de față să binevoiască să mănânce, să se hrănească. Mănânca mai frumos, tu nu vezi că scade din gură, te vede toată lumea, mă, Kitty, mă, frumos am zis. Am spus-o la toată lumea. Iar seara se încheie cu puțină joacă cu Mițu. Și cu această lună plină, sper că aveți o zi frumoasă, vă pup, vă îmbrățișez și abia aștept să ne revedem și mâine. Pa!